Ești sceptic când vine vorba de preluarea amprentelor când vrei să-ți faci un nou pașaport? Această procedură permite autorităților accesul la informațiile tale unice. Dar știați că sunt multe alte părți unice ale corpului care îți pot determina identitatea la fel de bine precum amprentele? Chiar cred că aceste lucruri sunt interesante de știut. 1. Limba. Te așteptai să încep cu ochii? Ei bine, surpriză! Limba noastră merită onoarea de a se afla prima, mai mult decât orice. Acest organ are propria textură, la fel ca amprentele, iar modelul texturii este unic pentru fiecare persoană. Dar asta nu este singura caracteristică. Orice atingem cu limba lasă o urmă biologică de material genetic unică, numită salivă. Probabil că ați văzut filme polițiste care au ca probe de la locul incidentelor pahare goale pentru evaluarea biologică. Asta datorită salivei care încă se află pe pahar. Astfel pot identifica persoana care a folosit ultima dată paharul la locul incidentului. Deci aveți grijă pe ce puneți gura. 2. Dinții. O altă parte unică a gurii sunt dinții. Poate că ați auzit că ultima măsură luată în identificarea unei persoane sunt dinții acesteia. Nu numai datorită faptului că aceștia conțin ADN-ul persoanei respective, dar și modelul danturii unei persoane este unic, deoarece dacă îl comparăm cu un alt model al oricărei persoane din lume, acestea vor fi foarte diferite. Această metodă de identificare este la fel de precisă și sigură precum amprentele. Pe de altă parte, această metodă prezintă totuși o scăpare care poate schimba rezultatul și anume că, dacă porți aparat dentar sau din anumite motive, îți pierzi o parte din dinți, modelul danturii tale se schimbă. Cu toate acestea, dinții noștri sunt într-adevăr unici pentru fiecare persoană, chiar dacă există modalități de schimbare a modelului danturii. Dar oricum, în ziua de astăzi, orice parte a corpului poate fi modificată. 3. Irisul ochilor. Irisul ochilor este o parte a corpului inevitabilă pe această listă datorită faptului că sunt foarte unici. Până și irisul ochiului stâng este diferit de cel drept. Ochii noștri sunt un organ pereche, dar irisul nu are această caracteristică. Se dezvoltă după bunul plac diferit. Ei reprezintă de fapt mușchii care controlează lățimea pupilei pentru a se adapta la diferite niveluri de luminozitate. Textura ce îi face unici este datorată clipitului, dar asta nu se modifică când suntem adulți. Pentru care însemna că se modifică odată cu vârsta. Irisul se dezvoltă odată cu fătul aflat în burta mamei prin clipirea repetată a ochilor. Aceste mișcări ale ochilor dezvoltă mușchii care se pot vedea pe lângă iris, deci se poate spune că ne formăm singuri forma ochilor. 4. Urechile Sigur ați auzit de expresia zidurile a urechi. Micile șanțuri și dealuri formate de-a lungul urechilor și în interiorul acestora sunt unice de la o persoană la alta. Poți fi sigur că nimeni nu are aceeași forma urechilor ca a ta. Oamenii de știință din Regatul Unit al Marii Britanii au descoperit o metodă de identificare a unei persoane măsurând reflexia luminii din forma urechii fiecăruia. Pare a fi o descoperire foarte importantă pentru că Yahoo, una dintre cele mai mari companii de dezvoltare soft, Software, lucrează acum la o metodă de deblocare a telefoanelor prin scanarea urechii. Nu va fi nevoie să apăsăm cu degetul pe un senzor special de amprentă pentru a debloca telefonul. Pur și simplu, pentru a apela pe cineva, va trebui doar să ținem telefonul la ureche. 5. Regiunea perioculară. Deja am menționat că ochii sunt un organ unic al corpului, dar irisul nu este singurul element prin care te poți distinge de alți oameni. Regiunea perioculară este zona din jurul ochilor ce include podul nasului și sprâncenele. Cercetătorii spun că această metodă de identificare a unei persoane este foarte sigură, chiar și fără echipament sofisticat. Nu numai că ochii pot servi ca un act de identitate biologic, dar și zona din jurul lor. Acest lucru este adevărat pentru că spre deosebire de alte părți ale feței noastre, zona perioculară nu îmbătrânește aproape deloc. Această zonă nu prezintă aproape niciodată riduri și pielea este mereu întinsă. 6. Amprenta degetelor de la picioare. Dacă amprentele degetelor sunt unice, de ce nu ar fi la fel și la amprentele degetelor de la picioare? Degetele picioarelor sunt la fel ca degetele palmelor, doar că se află pe laba piciorului. Ele au de asemenea un model unic pe partea moale a degetelor. Unii cercetători sunt de părere că este mai bine să fie colectate aceste amprente ca date biometrice despre un individ, pentru că aceste amprente sunt foarte puțin probabil să se șteargă. Asta datorită faptului că ne folosim mâinile goale pentru a face majoritatea treburilor, pe când tălpile sunt de obicei acoperite cu încălțăminte, 7. Structura buzelor Din nou, gura ne oferă o modalitate de identificare unică. Acele mici texturi de pe suprafața buzelor sunt ca modelul amprentelor de la degete. Această metodă a fost deja folosită în judecătoriile americane pentru a dovedi identitatea unor persoane. Singurul dezavantaj al acestei metode de identificare este că suspecții nu tin să sărute orice le iese în cale. Dar dacă ar fi neatenți și ar consuma ceva dintr-un pahar fără să-l curețe după aceea, aceștia ar fi identificați 8. Retina ochiului. În filmele SF sau în cele de acțiune, probabil ați văzut scanere pentru retină ca un mod de identificare. Aceste scanere nu există doar în filme, dar și în realitate, pentru că retina ochiului este unică. De fapt, este o copie exactă a sistemului nervos și este folosit în diagnosticarea unor boli precum diabetul sau deteriorarea sănătății creierului. Chiar și animalele pot fi identificate cu ajutorul retinei, așadar, dacă v-ați pierdut cățelul, atașați-vă șiiului despre dispariție și raportul optometristului. 9. Mirosul biologic cu toate că nu este o parte a corpului, face parte din tine. Ați putea spune că ar fi prea complicat să identificăm o persoană după mirosul corpului și probabil ați avea dreptate. Sunt numeroși factori care ne afectează mirosul, de la alimentele consumate, la gelul de duș pe care îl folosim, dar totuși este un miros primar care este unic fiecăruia și nu se schimbă în funcție de mediu. Este grea separarea sa de alte mirosuri și ar trebui să adulmecăm foarte bine pentru a discerne identitatea unui om. De aceea nu este folosit pentru identificarea persoanelor, dar au mai fost antecedente în folosirea metodei. 10. Vocea. Nimeni nu va mai fi uimit de recunoașterea vocală în zilele noastre, dar merită menționat pentru că vocea este unică pentru fiecare persoană. O parte din voce este deja formată încă de la naștere, ca tonul sau volumul vocii, dar alte trăsături ale ei sunt învățate. Limba pe care o vorbim este un dialect, până și familia din care provenim are o combinație la timbrul vocal, unic fiecăruia. Nu suntem adepții teoriilor conspirației, dar de câte ori vorbești mai tare, cineva te-ar putea asculta. 11. Mersul. Da, felul în care mergi ar putea da detalii despre persoana ta, cu toate că doar un agent special antrenat și ar putea da seama. Recunoașterea mersului a fost principala modalitate de a identifica o persoană de mai bine de un deceniu, iar odată cu apariția noilor telefoane inteligente avansate, acest lucru a devenit mai ușor. Există un dispozitiv mic ce se numește accelerometru în aproape fiecare telefon inteligent care îți măsoară pașii și îți urmărește mișcările. Odată cu stocarea acestor date, o persoană poate fi identificată chiar fără ca aceasta să știe măcar. Dacă mergeți la o plimbare și aveți un telefon mobil în buzunar, poți fi deja îndosariat și catalogat după felul în care mergi. 12. Palmele. Se pare că palmele sunt principalele trădătoare. Te dau de gol nu doar o dată, ci de două ori. Ați auzit vreodată de chiromanție? Este un procedeu pentru a citi viitorul pe baza liniilor din palmă. Adevărul despre această pseudoștiință rămâne discutabil, dar un lucru este cu siguranță adevărat. Liniile din interiorul palmei sunt unice fiecărui individ în parte. Problema cu identificarea unei persoane după palma sa este evidentă. Deseori atingem lucruri doar folosind degetele, nu întreaga palmă. Iar de aceea este mai ușoară prelevarea amprentelor de la degete, mai degrabă decât întreaga mână. Dar cu toate acestea, este o metodă posibilă și practicată în multe cazuri din trecut. 13. ADN-ul, evident, Vorbind despre caracteristicile unice ale corpurilor noastre, nu putem trece peste lucrul care caracterizează cel mai mult ceea ce suntem. ADN-ul sau acidul dezoxiribonucleic este o moleculă cu un aspect caracteristic pe care este posibil să-l fi văzut în cărțile de biologie sau filme. Sunt două lanțuri care se rotesc unul în jurul celuilalt și conține informații despre tine, cum ai crescut, cum te-ai dezvoltat și reprodus, pe scurt, toate informațiile. Oamenii de știință cercetează de foarte mult timp toate cheile ADN-ului și nu au descoperit încă toate secretele sale. Această moleculă poate fi găsită în aproape toate țesuturile sau fluidele umane din corpul tău. Un fir de păr, o picătură de salivă, chiar și o unghie tăiată, este îndeajuns pentru a te identifica prin această metodă. Testele ADN ajută polițiștii din toată lumea pentru a demasca criminalii foarte eficient și fără erori. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!